Am revenit în direct la 21, e 9 și 46 de minute. Apropo de întâmplări din copilărie, eu la școală aveam prost obicei să stau foarte mult pe terenul de fotbal. Și la un moment dat, un coleg a luat mingea de fotbal, a dat o degajare de aia nebună către copacii de deasupra și din cer au căzut două lucruri. Mingea și o creangă, care mi-a căzut mie fix în cap. Dar era dita mai creangă, adică n-a căzut o crenguță. O creangă. Da, m-a lovit în cap, am căzut. M-am ridicat la un moment dat în fund și am pus mâna în cap și n-aveam nimic până în momentul în care, apropo de ce povesteai tu, am pus mâna în cap și am văzut că este pe bază de roșu. Roșu. Vopsea de ouă. Vopsea de ouă. Ketchup. Și atunci, je me leșine, m-au dus la cabinetul școlii și acolo m-am ridicat. Deci mi-aduc aminte și acum, asistenta aia îmi făcea vânt, mi-a dat un pahar cu apă, ceva, ridică-te, ești foarte palid. M-am ridicat și mi-a zis, sună-l pe tati să te ducă la spital să te coasă. Bam, am căzut a doua oară, m-am leșinat din nou. Da. Și, na, mă rog, n-aveam mare lucru, dar m-am speriat foarte tare. Dar hai, salut cu ocazia asta pe Tigaie, care este colegul meu de atunci, care a dat un șut în crengile alea. A ajuns fotbalist? Nu. A. Nici Masterchef, măcar dacă tu te-l chema Tigaie? Nu. Nici. Bine. Nici una, nici alta. Am și eu una bună. Deci, am ajuns într-o seară acasă, da? Am vrut să fac popcorn la microunde. A luat foc punga de popcorn. Eu, ce face un om normal când ia ceva foc? Țipă. O arunci pe geam. Țipă, în primul rând că țipă. Da. Am vrut să iau punga aceea arzând și să o arunc pe geam. Am aruncat-o, dar ce să vezi, plasa de țânțar era trasă. Plasa de țânțar a căzut afară pe ploaie în noroi. Popcornul arzând a căzut înapoi în bucătărie. Frumos. Am luat popcornul, primul meu instinct a fost să îl arunc la gunoi. A început să fumege gunoiul. Bă, dar tu minte ai? Nu, era o... Nu. Hai să nu vorbim despre asta, da? Așa. A luat foc gunoi, am aruncat cu apă pe gunoi și peste tot, pe lângă, pe acolo. Apoi m-am dus până jos să iau plasa de țânțar, am spălat-o la duș de noroi și m-am culcat. N-am mai mâncat popcorn. Asta era important. N-am mai mâncat popcorn. Despre asta era povestea, am zis că m-am dus să-mi fac popcorn. Nu am mai mâncat popcorn. Super, da, bravo.